Cu o istorie tumultoasă în spate, poporul român nu se poate mândri cu o gastronomie proprie sau cu melodii cunoscute peste tot în lume. Avem însă ceva ce ne diferențiază în mulțime. Ia românească. Cămașa tradițională este atât de faimoasă că a inspirat cei mai celebri designeri. Este atât de importantă și reprezentativă pentru țara noastră, încât a primit și o zi internațională, 24 iunie. Astăzi, Ia a fost sărbătorită peste tot în lume. Confecționată din pânză albă de bumbac sau din in și decorată cu broderii specific românești, Ia se poartă mai ales în zilele de sărbătoare. Articolul vestimentar era cusut cu migală, manual și fiecare model era unic. În lada de zestre a fiecarei fete se găsea cel puțin o ie. Istoricii spun că povestea Iei ar fi început acum mii de ani. De atunci ar fi transmis din generație în generație până în zilele noastre. Ia se poartă și în prezent. Legenda spune că aduce noroc, protejează de spiritele rele și atrage pețitorii. De ziua Iei în Galație a fost dedicat un festival întreg. Cămăși populare vechi și de 100 de ani și altele noi au fost admirate de cei care au trecut prin centrul orașului. O cămașă de femeie, de gospodină. Cât de veche? Este cea mai veche, are tot în mers 100, dar s-ar trebui să fie 90 sau 110 ani și este din zona Moldovei, din Piatra Șoimului. De admirat! Că în ziua de azi, da, foarte frumoase sunt și culorile și multă muncă și pricepere. Acest meșter popular din Vrancea se mândrește cu piesele sale. Lucrez cămăși populare, tradiția o moștenesc de la bunica mea. În principiu a lucrat foarte mult a țesut la război și a lucrat și cămăși populare. Odată cu trecerea anilor, Ia a devenit faimoasă la nivel internațional. Celebritatea ei a început în Franța, la Blouse Romand, pictată de Henri Matisse, acum cunoscută peste tot. Și peste ocean, cămașa țăranilor români este apreciată, mai ales după ce fosta sportivă Nadia Comăneci și-a făcut apariția la diverse evenimente îmbrăcată în Ie. Yves Saint Laurent, Kenzo sau Jean-Paul Gaultier au avut colecții întregi inspirate din acest articol vestimentar tradițional. Din anul 2013, Ziua Internațională a Iei se sărbătorește pe 24 iunie.